Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Simplu, o emisiune despre simplitate și echilibru în viață. Sunt Dana Predu și, ca de fiecare dată, voi fi gazda dumneavoastră pentru aproximativ 50 de minute. Emisiunea este în direct și se poate urmări atât pe TV, în toate rețelele din țară, cât și pe canalul de YouTube, Canal 33 România. Vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care mi le-ați transmis în ultima perioadă, sunt recunoscătoare și vă aștept, ca de fiecare dată, ideile, sugestiile pentru teme și invitați pe care vreți să-i vedeți aici, la Simplu, la Canal 33 România. Mai multe informații pe platforma danapredu.com sau în conturile de social media, Facebook, Instagram, danapredu.com. Tema ediției de astăzi vine la recomandarea voastră, așadar, și vom discuta despre ce înseamnă stil de viață echilibrat, dacă există așa ceva, este o misiune posibilă sau imposibilă. Vom afla astăzi cu siguranță, vom discuta și vom puncta principiile care stau la baza unui stil de viață sănătos, ce putem face pentru a avea o viață împlinită și echilibrată. Toate aceste lucruri alături de invitata mea de astăzi din studio, care ghidează oameni către sănătatea și vitalitatea dorită, către împlinirea în profesia pe care o urmează sau doresc să o transforme, este certificată de-a lungul timpului într-o serie largă de terapii holistice, constelații familiale și analiză transgenerațională la terapie energetice și yoga prin râs. Ea este Nela Chirilă. Bună, Nela! Bună ziua și bine v-am găsit! Și eu îți mulțumesc că ai zis da invitației mele și că ne vedem astăzi la Simplu. Ne-am dorit să ne întâlnim mai devreme, dar acum a fost să fie timpul nostru. Și încă o dată îți mulțumesc că ai zis da și că ești în București pentru emisiunea Simplu. Da. Nela, vreau să te cunoască telespectatorii emisiunii Simplu, pentru că tu ai o poveste care inspiră. Așa cum îmi place mie să spun că la Simplu aducem povești care inspiră prin oamenii pe care îi cunoaștem împreună. Și spuneam că tu ghidezi oameni în călătoria lor, în descoperirea lor, în acea întoarcere către sine și tu ai plecat într-o călătorie proprie plecând de la o boală autoimună, da. Unde ai lucrat cu boala, ai lucrat cu tine, ai aflat mai multe informații, ai transformat, ai vindecat, așa este? Da. Da, lucram deja cu mine, făceam anumite terapii, dar încă eram pe fugă, foarte mult pe fugă în viață și încă nu eram pe rolul meu, încă nu înțelesesem foarte multe. Încă mă mai uitam în exterior, mă ghidam după ce era în exterior. Și la un moment dat a fost foarte repede, foarte fulgerătoare a venit. Bineînțeles că înainte mi-am adunat destul stres și mi-a venit un psoriazis difuz de sub tălpi și până în vârful creștetului și în prima fază a fost un șoc, a doua m-am dus la medic, am avut și un erizipel în același timp, era o infecție foarte gravă și a trebuit să urmez un tratament medical, m-am dus și am urmat tratamentul medical până când s-a stopat infecția și în acest timp n-am putut să lucrez nimic pentru psoriazis. Dar am avut timp să studiez ce înseamnă psoriazisul, cum se vindecă psoriazisul. Am mers la medic după acea lună de zile, am făcut o lună de tratament și am văzut contraindicațiile. Și m-au speriat puțin. Am zis, vindec una și medicii spun că e o boală autoimună și nu se vindecă și o să reapară. Și atunci m-am dus să studiez și mi-am dat seama că trebuie să lucrez nu doar pe corp, pe toate structurile mele. Minte, suflet, spirit și corp. Nu? Am început un detox de 40 de zile, doar sucuri am băut, sub îndrumarea unui naturopat, a unui dietolog și pe urmă am avut 6 luni doar de mâncare crudă, salate, dar mi-am dat seama că nu e suficient. Da? Și în timpul ăsta am început să studiez și m-am dus să lucrez mental. Am lucrat mental, schimbare neuronală, schimbare de credințe și
tot simțeam că mai e ceva. Am ajuns la constelații familiale care, între timp aveam rezultate destul de bune. Am avut deja, după 40 de zile, am avut rezultate foarte bune. Și am cunoscut constelațiile care au lucrat pe partea de suflet, pentru că mi-am dat seama că mintea, gândurile, creează emoția, emoția creează boala și am zis, ok, eu le-am creat. Atunci pot să mă întorc invers, de la emoție, să înțeleg emoția, nu? Să-mi schimb modul de gândire, în felul ăsta se schimbă, se vindecă și emoția, se eliberează. Cunoscând constelațiile, mi-am dat seama că nu vine doar de la mine. Că același tipar l-am văzut la mama, că mama mea a văzut același tipar la mama ei și emoția din spatele psoriazisului era excludere, izolare. Pielea este organul cel mai mare din corp, care separă interiorul de exterior. Deci lumea mea interioară de lumea exterioară. Și am zis, ok, înseamnă că eu trebuie să lucrez pe lumea mea interioară, acolo este mult de lucru. Și a început lucru cu mine și mi-am descoperit rolurile în care eu le-am schimbat, da? Am fost pe rol de mamă pentru mamă, de mamă pentru soră, de tatăl meu a fost arestat politic și în general în cuplurile astea care, să spun, sunt puțin familii dezorganizate, adică nu e și mama și tata, copilul are tendința să intre în aceste roluri, adică de a lua din bagajele emoționale a celor adulți. Se încarcă din punct de vedere emoțional foarte mult copiii cu emoțiile părinților. Plus că este o fidelitate invizibilă. Dacă mama mea e tristă, eu cum să-mi pot permite să fiu veselă? Și atunci urmez acest tipar, îi urmez modul de gândire, nu? Îi urmez energia de în acest fel și nu numai să spun spre tristețe, spre foarte multe, spre excludere. Eu, după ce am cunoscut constelație și am făcut constelații mamei mele, de atunci am descoperit că și ea s-a simțit exclusă de familie, chiar dacă n-au fost certați niciodată. Eu de afară nu mi-am dat seama asta, dar ea, din punct de vedere emoțional, se simțea izolată, exclusă. Pentru că asta e cea mai mare, cred că emoția cea mai dureroasă, să ai familie, să o ai în jurul tău, să trăiești în casă cu ea și să te simți izolată, exclusă. E o emoție, gândesc, foarte, foarte dureroasă, pentru că eu așa am trăit-o. Am trăit-o. Nu eram certată cu familia mea, nu am stat, eu știu, departe unii de alții sau să nu vorbim. Erau unele tensiuni, dar nu certuri, să spun, grave, să nu vorbim sau să fie chestii urâte între noi. Dar mă simțeam neînțeleasă, singură și dată deoparte. Și asta a dus spre această izolare emoțională mai mare. Și ducându-mă prin constelație, am înțeles de unde venea, de la bunica mea, care în timpul războiului, în timpul bombardamentelor, i s-a distrus casa, au murit părinții, ea fiind catolică, la Oituz, în județul Bacău, s-a întâmplat asta, acolo locuia. Avea 14 ani, s-a dus să lucreze pentru o familie înstărită și el era un preot ortodox și s-a trecut la ortodoxism. Pentru surorile care au rămas, a fost o mare decepție că s-a trecut de la catolicism la ortodoxism și a fost exclusă. S-a izolat în totalitate de familie, de surorile care, de ceea ce îi mai rămăsese în practic din familie. Tu practic ai plecat de la această boală autoimună, da? Uh-huh, și ce se întâmpla în corpul tău? Și te-ai dus mult, mult, mult în spate, spre neam, da? Uh-huh. Pe partea aceasta. Mai mult decât atât, ai urmat multe certificări și ai și dat start unei școli, da? Da. Holistic Work, da? Da, așa se numește. Holistic Work, unde tu acolo oferi programe de transformare holistică pentru cei care au povești asemănătoare cu ale tale sau vor să transforme
și să se ducă către viața aceasta în echilibru. Nela, eu îți mulțumesc că ne-ai făcut parte așa un pic din viața ta și din povestea, viața de care tu te bucuri astăzi. Astăzi locuiesc la țară și mă bucur de munca mea, de realizările mele. Mă bucur că sunt în natură, mă bucur că de mama mea, de raportul cu mama mea, care este nemaipomenit, care mi l-am dorit din copilărie să fie atât de armonios, plin de iubire, unde mama să-mi spună de 10 ori pe zi, înainte locuiam împreună, acum locuim în aceeași curte, dar în locuințe diferite, și de câte ori mă duc la ea sau vine la mine, succes, mamă. Și succesul vine pe energia feminină, iar forța în tot ce faci vine pe energia masculină. Și este minunat că mă bucur, mi-am plantat tot felul de pomi, tot felul de fructe, flori, și mă bucur de natură. Îți iei energia din natură. Da, din mă natură. Bucur că lucrez foarte mult online și mă bucur că dau mai departe din experiența mea. Pentru că eu știu, e o întreagă experiență de prin ceea ce am trecut eu, transformarea mea pe toate nivelurile, nu? Și asta am văzut că inspiră foarte mult și dă încredere celorlalți cu care lucrez că într-adevăr se poate, că nu există blocaj permanent din care nu poți să ieși. Și întâlni și eu știu persoane cu boli chiar grave, care și-au schimbat perspectiva ca să poată merge înainte, nu prin tratamentele, prin urmând tratamentele medicale, dar cu altă atitudine, cu altă perspectivă de viață, de a se bucura de fiecare clipă în parte pe care nu se știe, nici noi nu știm, care suntem sănătoși, cât este acolo în rezervorul vieții. Și asta este foarte important, ca fiecare persoană să ajute, să ajungă, indiferent prin ce trece, să-și schimbe perspectiva de a privi lucrurile. Și este foarte important să stăm pe rolurile noastre, pentru că noi ne ducem în rol de salvator, de victimă, de persecutor, de abuzator, care astea în constelații, victima este copilul ăla nevindecat, plin de răni, iar acuzatorul, abuzatorul, salvatorul e acel părinte veșnic care rămâne mama tuturor răniților, care uită de sine, nu? Și se duce în jur să-i ajute pe toată lumea. Și de a ajunge un echilibru în tot, în viața ta de zi cu zi, nu? Să știi și să te plimbi, să dai și mai departe. Exact, pentru că noi asta ne-am și ales astăzi, să discutăm despre viața echilibrată. Uh-huh. Și pentru fiecare viață echilibrată are o definiție. Ce înseamnă pentru tine, Nela, viața echilibrată, și ce ai observat că înseamnă și pentru cei cu care tu lucrezi? Viața echilibrată pentru mine înseamnă să, în primul rând, să stau atentă la sufletul meu, să mă oglindesc în cei din jurul meu, întotdeauna să mă uit la cel de lângă mine ca un profesor pentru mine, pentru ceea ce se întâmplă, să-mi aloc timp pentru mine, pentru sufletul meu, pentru plimbare, să fiu atentă la ceea ce mănânc, pentru că de aia mi-am și plantat în curte, eu știu, fructe, pomi, și am avut anul ăsta și câteva legume, dar locuind la țară, la 100 de metri de pădure, într-un ambient și un aer curat, dacă nu am eu, găsesc la vecin și cumpăr, adică sunt atentă la ceea ce mănânc, la aerul pe care îl respir, cum respir. Terapia prin râs m-a ajutat foarte mult să-mi scad nivelul de stres, care îți scade hormonul de stres, care este cortizonul, și să-ți acceseze, să-ți ridice ceilalți hormoni ai fericirii, endorfinele, și am înțeles că
de mine depinde, când mă trezesc dimineața, dacă eu decid să fiu fericită în acea zi sau să fiu tristă sau nefericită, pur și simplu, sau să mă înfurii pe ceva. Am învățat să... Eram foarte furioasă înainte, să nu mă mai înfurii, da, să-mi aduc un echilibru. Și ce este bine, că nu mă forțez, asta e, vine de la sine. Și aici m-a ajutat foarte mult terapia prin râs, de a mă duce pe soluții, nu? Am înțeles că în viață întotdeauna există o soluție și în momentul când mi-am ridicat starea de bine, atunci pot să văd mai repede o soluție. Și asta transmit și celorlalte persoane cu care colaborez, cu care interacționez. Și în primul rând să stau pe rolul meu. Stau pe rolul meu, indiferent cu cine e în față, da? Și cu clientul cu care lucrez, să stau pe rolul meu de terapeut sau cu mama, să stau pe rolul meu de fiică sau cu sora, pe rolul meu de soră, pentru că intram în roluri de, să spunem așa, de salvator, că e mai ușor de înțeles. A fost rolul meu primordial în viață să salvez, chiar eram disperată că nu pot salva sufletul în această viață. Putem spune că noi suntem responsabili pentru sănătatea noastră, pentru echilibrul din viața noastră, pentru fericirea, așa cum ai spus. Da, suntem responsabili de fiecare clipă, de orice gând, pentru că noi suntem rezultatul, și am înțeles târziu, suntem rezultatul gândirii noastre, suntem rezultatul a ceea ce mâncăm, suntem rezultatul gândirii noastre, suntem rezultatul faptelor noastre de astăzi, da. Am întrebat în mediul online, în momentul în care am anunțat că lucrez la această temă de la Simplu, am pus întrebarea care sunt principiile după care se ghidează ei în viață pentru a se bucura de o viață echilibrată. Am primit mai multe răspunsuri, am selectat o parte și o să citesc câteva dintre ele. Eu am înțeles că puterea stă în mine și că pot să aleg cum să arate viața mea. Super! Eu am început să alerg în fiecare zi în aer liber și asta mă face fericită. Un alt răspuns: mâncare sănătoasă, gânduri filtrate, apă multă și viață trăită cu bucurie. Da. Principiul meu este fără excese, mișcare, fără zahăr, relații bune cu cei din jur. O parte din mesajele pe care le-am selectat. Eu aș zice, la relații bune cu cei din jur, în primul rând să pornesc de la mine, eu să am o relație bună cu mine. Eu nu aveam o relație bună cu mine, eram foarte critică, mă judecam foarte mult, nu-mi plăcea nimic din mine, absolut nimic din mine. Nici când aveam kilogramele alea care trebuia să le ai efectiv cu înălțimea, nici atunci nu îmi plăcea de mine. Am învățat să stau bine cu mine, mi-am găsit acel acasă în suflet, pentru că acel acasă îl căutam, eu știu, când în Italia, când în România, și nu eram niciunde acasă. De-abia când eu m-am regăsit pe mine, mi-am găsit acel loc acasă. Acum, dacă m-aș duce să trăiesc în Africa, tot acasă m-aș simți, oriunde m-aș simți acasă, pentru că stau bine cu mine, stau bine. Eu zic că am investit foarte mult în mine, adică foarte multă atenție, să spun, și de data asta nu m-am mai dus critic, m-am dus să analizez. Și în constelații, când facem o genogramă, ne ducem și analizăm un arbore genealogic, unele persoane spun, aș spune asta, dar nu vreau să semene a judecată. Nu există vinovați. Eu zic, există persoane care n-au fost responsabile la un moment dat, da? Și noi nu ne ducem să găsim cine a fost vinovat, cine n-a fost vinovat, cine a fost iresponsabil sau nu. Noi ne ducem să analizăm, să vedem numitorul comun de unde vine, da? Pentru a onora, a respecta arborele meu genealogic, părinți, bunici, străbunici, și de a merge mai departe, pentru că noi de obicei cam mergem precum racul, da? În destinul nostru, cu spatele. Nelea, vreau să vorbim mai mult de partea aceasta de a fi bine cu mine, dar luăm o pauză publicitară. Ok. Da? Dragi telespectatori, rămâneți alături de noi, urmează un moment publicitar.
educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fie aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine. Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogări și bloguri. Cum vedeți? Am revenit la simplu. Vă mulțumesc, dragi telespectatori, că sunteți alături de noi și sunt în discuție liberă cu Nela Chirilă despre principiile de viață pentru un stil de viață echilibrat. Am discutat și ne-ai luat așa în povestea ta de viață. Am discutat despre ce înseamnă pentru tine o viață echilibrată și am ajuns în punctul acela în care ne spuneai tu că e foarte important să fii bine cu tine. Ei, cum ajungem să fim bine cu noi? Că este un proces. Da, eu zic că se poate, e important să spui intenția, să-ți dorești, da? Și pe urmă treci la muncă. Nu e ușor. Ca să aduci o schimbare, să spun, radicală în viața ta sau schimbări, dacă, eu știu, n-ai ajuns la extreme. Dar se poate muncind, da? Ori e muncă. Căci dacă tu rămâi acolo, în locul ăla și nu aduci nicio schimbare, în viața ta nu va fi o îmbunătățire, nu? N-a fost ușoară perioada când eu am adus toate aceste schimbări. Erau perioade când efectiv mă simțeam în genunchi, că nu m-am mai pot ridica de acolo, dar uite că am cunoscut universul punându-mi intenția. Mi-au venit și terapii și oameni în viața mea care m-au ajutat să merg spre ceea ce eu mi-am propus, spre o viață. Atunci era să mă însănătoșesc. Da? Dar această însănătoșire practic m-a dus spre o viață echilibrată. Din punct de vedere emoțional, din punct de vedere al alimentației, al modului de gândire, a respirației, a ști ce am studiat naturopatia,
trei ani de medicină naturistă, de naturopatie în Torino, efectiv pentru a ști eu să duc un stil de viață sănătos pentru mine, da? Când să beau, cât să beau, ce-i mai bine să beau, ce-i mai bine să mănânc, ce pot să combin, cu ce nu pot să combin, toate astea m-au dus spre un stil de viață sănătos. Ok, acum ne ajută internetul foarte mult ca să aflăm toate aceste. Eu m-am dus pentru că am vrut să fac și eu o specialitate din asta și m-a interesat pur și simplu și pentru mine. Cred că principiul de bază, noi nu știm să respirăm. Asta este cea mai mare importantă. Cu toate că asta facem, respirăm. Respirăm, dar respirăm până în chakra inimii, da? Respirăm pe supraviețuire. Plămânul nostru are capacitatea de 3 litri de oxigen. Noi, respirând până în chakra inimii, facem schimbarea doar de jumătate de litru de oxigen. 2 litri jumătate rămâne aer stătut. Corpul, când am înțeles că el nu există boală în el, da? Și atunci când există oxigen suficient și când există un mediu alcalin, atunci corpul se regenerează singur, pentru că știm bine că fiecare celulă se regenerează, are timpul său, partea de nervi, celulele, eu știu, de la piele, de la organe, fiecare au timpul lor, dar se regenerează. Trebuie doar să le creiem ambientul prielnic pentru asta, da? Știm bine iar că modul de gândire, nu? Același mod de gândire repetat zi de zi creează aceeași emoție zi de zi și se duce pe un anumit organ. Fiecare mod de gândire, pentru că noi suntem vibrație, cuvintele sunt vibrație și se duc pe vibrația care e cu organul cu care rezonează el mai bine. Fricile se duc pe ficat, furia se duce, eu știu, pe fiere, pe maxilar, fiecare. Și m-am dus să studiez, am studiat la un moment dat și am fost înscrisă în asociația cu Dr. Hammer de a mă duce, de a înțelege mai bine din spatele bolii care sunt emoțiile și modul de gândire. Deci aerul pe care îl respiri. Am cunoscut terapia prin râs, care i-am înțeles beneficiile atât de mari. Noi când râdem, stăm în prezent și au spus persoane, ok, dar e o tragedie în viața mea, cum pot să râd, da? Pregătește-te dinainte, nu pentru ceva tragic, dar vei întâmpina și acea situație, pentru că e inevitabil. Asta nu înseamnă că e totul roz, nu? Sunt și evenimente de vibrație, eu știu, mai joasă, care vin în realitatea mea, dar știu cum să le întâmpin. Nu mai intru în panică, eu am suferit de panică, m-am vindecat singură, am studiat hipnoză, m-am vindecat singură prin autohipnoză. Și este bine de a te focusa întotdeauna pe soluții. Și pe mine râsul m-a ajutat enorm să stau pe prezent și să îmi creez starea mea de bine din interior. Chiar dacă dimineața mă trezesc, eu știu, puțin mai jos, ok, folosesc cum se folosește respirația conștientă, eu folosesc râsul conștient ca și exercițiu, da? Râd 10 minute unde se schimbă starea de bine, de efectiv ca exercițiu. Deci am avut persoane care au venit la curs și a zis, îi murise soțul de 6 luni de zile și a zis, ok, dar cum să râd așa proasta, de degeaba? Nu, lasă-ți credințele jos, pentru că astea sunt credințe limitative care au venit de la societate, care au venit din familie. Vezi dacă râzi, ai să pari neserioasă, nu râde ca proasta, nu râde geaba, râsul atrage ghinion sau eu știu. Este bine să descoperim toate astea și eu spun la toată lumea, puneți în baie, puneți peste tot locul câte un smile sau pune cremă de dinți pentru râs, cremă de față pentru râs, periuță de dinți pentru râs și o vezi azi, vezi mâine, eu gândesc că peste câteva zile îți scoate un surâs, pe urmă, peste câteva timp îți scoate și un râs și este minunat, da. Să fim atenți la
la stilul de viață pe care îl ducem. Dar ce este mai important? Să stăm în rolul nostru. Da? Să stăm pe rolul nostru, să nu mai ne ducem să salvăm noi lumea, nu? Universul, nu? Familiarii. Uite, Nela, o să iau câteva întrebări din mediul online. Felicitări pentru emisiune, Nela este un mare om, ne scrie cineva. Am participat la cursurile ei și am înțeles cât suntem de influențați de trăirile din copilărie și cât preluăm din moștenirea strămoșilor. Da. Este ceea ce ne-ai povestit și tu în prima parte a emisiunii. Vrem, nu vrem, suntem suma strămoșilor noștri. Ne mai scrie cineva, vă mulțumesc pentru emisiune. Am zile când mă trezesc și trăiesc într-o stare de furie. Eu spun că sunt fericită cu viața mea și totuși furia aceasta nu-mi dă pace. De ce? Ce părere aveți, doamna Nela? Pentru că noi suntem energie și mai avem în afară, de, ne-am identificat atât de mult cu corpul fizic, că am uitat că mai avem câteva corpuri energetice și sunt în jur de 7 corpuri energetice, nu, care le știm noi mai principale. Deci acele corpuri energetice sunt conectate cu câmpul morfologic, sunt conectate cu energia arborelui genealogic și fiind vibrație, e o fidelitate, așa se numește, fidelitate invizibilă. Dacă corpul acolo simte tristețe, simte furie, simte disperare sau a suferit cineva din al, chiar știu să spun bunica sau bunicii sau eu știu, e ca o trădare dacă eu sunt diferit, da? Dacă, chiar dacă îmi pun intenția la mod conștient că vreau să fiu diferit, să fac, să am un alt stil de viață, dar să nu uităm că partea conștientă e 5%, 10%, așa spun studiile, și partea inconștientă e în jur de 90%. Deci tot cumulul ăla, tot bagajul ăla informațional, uneori nestând pe prezent, pentru că asta este importanța de a sta pe prezent, și intrăm în, punem GPS-ul, nu? Că ne-am învățat să punem GPS-ul în ziua de astăzi, suntem moderni, și intrăm GPS-ul în aceste energii din arborele genealogic. Este bine să, persoana care a spus, să vină în prezent, da? Să, uite, să practice un râs conștient. Profesorul meu este în fiecare zi cu sute de colegi de-ai mei din întreaga lume, ne întâlnim pe Zoom și poate să intre oriunde, eu link-ul îl distribui foarte des, unde intrăm, nu ne cunoaștem, suntem de zeci, sute de țări și râdem, pentru că râsul este universal, nu? Și respirația, să, pe urmă, o melodie mai, care o poartă aici în prezent aici, ca să, sau chiar să facă lucruri foarte prezente, nu? Tai un morcov și sunt foarte atentă la morcovul ăla, e portocaliu, ce textură are, ce miros are, cum îl tai, care sunt cubulețele, sau aia e stare de prezență, pentru că de multe ori tăiam morcovul, ceapa, să-l punem în mâncare, dar suntem cu gândul ce am făcut sau ce trebuie să facem sau de ce n-am mai zis ăla la ăla sau plin de da. Stare de prezență. Ok. Magda, da, Magda, dacă ne urmărești, ne las mulțumim pentru răspuns. Uite, da. Ne mai scrie cineva și pe canalul de YouTube, zice, mai avem voie să mâncăm carne de porc? Aici cred că ai și menționat că ai mâncat sănătos, ai trecut într-o perioadă pe zona de salată. Am avut o perioadă în care am fost vegană, pe urmă vegetariană și pe urmă a simțit corpul de a introduce și carne în dieta mea. Eu zic că este foarte important de unde e carnea. Este de a fi cât mai, hai să spunem așa, biologică, cât mai de aproape de producător sau să fie verificată, să spun, nu? De un veterinar, să fie un control, nu? Anume, să nu se facă exces, spun, să se introducă, să facă variația asta cu legume, cu fructe și să nu se ducă în... Eu am înțeles că pentru mine carnea în această perioadă, nu mănânc des, eu știu, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni, dar este ca un pământare, ca un contact
cu energia pământului. Da? Chiar dacă sunt la țară și sunt în contact cu natura și să știi că în fiecare dimineață eu mi-am făcut micul dejun, luându-mi castronul în mână și ducându-mă în curte și fructele care erau atunci în curte, în sezonul ăla, atunci le culegeam, le spălam și le mâncam și era un pământare destul de... Dar simte corpul. Ok, mulțumim. O să mai am câteva întrebări. Uite, ne scrie cineva, sunt zile când nu am chef să fac nimic. Am familie, un soț care mă iubește, un copil minunat, un serviciu cu venit și eu nu am chef să mă trezesc din pat. Care să fie cauza? Poate să fie o formă de depresie, dar eu nu pot să spun asta. Asta poate să meargă la un specialist să vadă ce simptome are, dar eu i-aș spune să găsească o motivație, să-și găsească motivația de ce e pe pământul ăsta, de ce eu știu ce vrea să facă în viață, care sunt obiectivele sale, ce vrea să dea mai departe universului, nu? Să-și găsească motivația și atunci eu zic că va avea chef să facă de toate. Dar ar trebui să eu aș întreba-o care este raportul cu tatăl său. Pentru că energia aia masculină care este pe acțiune, energia feminină este pe creație, vine de la arborele patern de la tată. Și dacă are un raport bun cu tatăl său. Ok, mulțumim. Cum arată o zi din viața Nelei Chirilă? Da. Cât de devreme te trezești? Nu sunt prea matinală, recunosc. Aș putea să spun acum că nu mă verifică nimeni, dar nu sunt matinală. Mă trezesc în jur de 7 și ceva. Asta este ora mea, 7 și ceva, 8. Primul lucru care fac, pentru că locuiesc la țară, mă duc să mi fac focul în centrală ca să-mi fac cald în casă, să-mi creezi ambientul așa să fie plăcut. Pe urmă mă duc să o salut pe mama mea și revin în casă la mine și îmi fac micul dejun și în general dimineața am ședințe cu persoane. După prânz uneori mă odihnesc, uneori mă plimb. După amiază, eu știu, petrec timp de calitate cu mine sau cu mama mea. Uneori am evenimente și seara. Da, asta, cred că ăsta e. Dar nu trece o zi ca să nu revăd ceea ce am învățat, nu mă consider atot știutoare, atot învățată. Și mă duc și mai trec cu ochiul prin ceea ce am învățat. Al dată mai mă duc la verificare, la, așa se numește, la cursuri, la profesorii cu care am fost la supervizare sau la actualizare. Chiar uneori mai fac câte un mini curs care mă atrage și mă atrage vibrația persoanei respective. Vorbesc cu sora mea, cu nepoatele mele, cu prietene, cam asta este. Nu prea mă uit la bucuria televizor. Bucuria vieții. Da, bucuria vieții. Și trăit în prezent, așa da, cum ai și spus. Da. Uite, să știi că eu mă uitam și în telefon și în tabletă, dar mă uitam pentru că ne scriu cei care ne urmăresc. O să mai luăm o întrebare. O zi pe săptămână, să știi că mi-o dedic special, nu pun nimic evenimente, nu pun ședințe, este o zi, în general luna, este o zi administrativă doar pentru curte, unde eu sunt în contact cu lucrurile din curte, unde eu știu dacă am pe cineva care să mă ajute să taie lemne, sunt acolo și car și eu un lemn, două, sau dau și eu la mașina de tăia lemne să ajut acolo. Adică particip efectiv la modul că mă duc să culeg mere, mă duc să sunt efectiv în contact cu casa, cu curtea, cu tot ceea ce în jurul meu. Tot te încanjare. Uh-huh. Emisiunea așa zboară timpul la simplu, dar o să mai iau o ultimă întrebare din mediul online, de la Roxana.
ne scrie: doamna Nela, sunt zile când îmi este frică de moarte. Simt că voi muri, voi pica din picioare și gata. Da, în primul rând să fim atenți că prin legea atracției, ceea ce gândesc, aia atrag în realitatea mea. Și să rupă această ancoră. În momentul când simte, să facă ceva diferit, da? Să începe să respire, să râdă, să asculte muzică. Uite, dimineața eu îmi pun muzică spaniolă, nu pun muzică de meditație care să mă ducă din nou, eu știu, pe o chestie meditativă spre somn din nou. Nu, o chestie dintre aia așa mai care te duce spre dans, nu? Să facă ceva diferit care să o scoată din starea respectivă. Eu i-aș mai pune întrebarea dacă are persoane care au fost bolnave de cancer în familie, pentru că este emoția din spatele cancerului și nu neapărat trebuie să îmbolnăvească, să nu se preocupe, dar să fie atentă că acea energie există în arbore și ea să schimbe. Asta este, nu? Nu mai este, mă bucur de viață, eu știu că pot să trăiesc, eu știu, adică să ducă pe o planificare neuronală pozitivă, da? Dar în momentul ăla când îi vin acele clipe, să facă ceva diferit, să ascultă o muzică care îi place, o muzică care să-i dea o stare de bine și să respire și dacă nu, să consulte un specialist, pentru că uneori avem nevoie, să știți că și eu lucrez cu colegi de-ai mei care au terminat, eu știu, cu mine cursul, sau colegi de-ai mei care am fost la diferite cursuri sau am făcut diferite școli împreună și ne ajutăm unii pe alții și ne sprijinim, pentru că uneori cei prea aproape o nu vezi, știi? Și ai nevoie de un ochi neutru ca să se uite spre tine. Mulțumim, da. Roxana, dacă ne-ai auzit, mulțumim, Nela. Care este superputerea ta, Nela, ca om? Superputerea ta? Superputerea, eu zic că este atunci când tu, când, hai să zic de mine, când sunt conectată cu partea mea divină, da? Pentru că mult timp în urmă consideram că e, partea divină e afară. Acum știu că e în mine. E și afară, dar e în mine în primul rând, nu? Pentru că se spune ce e macro și micro, ce e afară și în interior. Și când eu sunt întotdeauna conectată cu mine, atunci mă simt puternică, mă simt plină de energie. Și am o frază pe care eu o zic foarte des: mă văd, mă recunosc. Pentru că de multe ori noi nu ne vedem, nu ne recunoaștem în ansamblu, în tot ceea ce suntem noi, vedem corpul, dar Toma Necredinciosul nu știe, nu vrea să vadă și suflet și corpul și toate astea. Și e o formă de a te aduna în întregime acasă, de a te uni. Am citit și la Vadim Zelan, dar se folosește și în constelații și când vrei să fii pe rolul cu cel de lângă tine, te văd, te recunosc, da? Te văd, te recunosc, tu ești soțul meu, te văd, te recunosc, tu ești mama mea, dar încep de la mine, mă văd, mă recunosc, mă văd, mă recunosc. Pentru că fiecăruia cred că i s-a întâmplat să fie acolo, dar să-și aibă privirea pierdută, simți că te-ai dus nu știu unde. Atunci, ok, și sufletul s-a dus o leacă așa la plimbare și corpurile energetice și în momentul când spun mă văd, mă recunosc, mă adun, nu? Și pe urmă respirația, râsul, astea te adun acolo la puterea ta interioară. Pe urmă mă onorez, mă văd, mă recunosc, mă onorez, mă respect și mă iubesc. Îmi aduc aminte că mă onorez, mă respect, pentru că onorez, respect divinitatea din mine, dar pe mine în ansamblu tot ceea ce sunt eu. Ce frumos! Nu-ți dau drumul încă din studio. Să știi că am și o provocare fulgeră, așa, întrebări rapide, da? Uh-huh. Amestecate din diverse domenii, da? Pregătită, Nela, primul răspuns care îți vine. Ok. Îți este ușor să spui te iubesc celor dragi, da? Sau nu, acum nu. Mi-este foarte ușor să spun. Înainte nu reușeam să spun sub nicio formă. Deci ți este, da? Da. Ușor. Bun. Ai 30 de minute libere. Ce alegi? Lectura unei cărți de dezvoltare personală sau o ședință de alergare în aer liber? Cred că alergat sau mers. Un mers așa mai... Da, mișcare în aer liber. Mișcare. Bun.
Aici am mai discutat, dar te mai întreb. Fericirea ta depinde de tine sau de cei din jur? Doar de mine. Doar de tine. Și dacă ai avea suma de bani necesară, ce cadou ți-ai cumpăra acum? Știu, așa fac invitații mei la această întrebare. Pentru că, știi de ce? Pentru că pentru dorințele pe care le am acum, eu am banii pe care să-mi satisfac. Nu știu mâine dacă n-am o dorință mai mare, da? Dar pentru dorințele de astăzi am banii pe care să-mi satisfac dorințele pe care le am, pentru că am ajuns la o independență financiară, pentru că m-am ajuns să-mi elimin toate credințele limitative că banul se câștigă cu greutate. Nu. Se poate. Deci astăzi ești, da, ești okay. Mâine dacă o să vină o dorință mai mare, ok. Am să mă focusez să vină banii aia pentru mine, pentru dorința respectivă. Da. Da. Aceasta a fost ediția noastră simplu de astăzi despre echilibru, despre viață echilibrată. Îți mulțumesc încă o dată, sper că te-ai simțit minunat alături minunat, de mine și de telespectatori. Să ne revedem cu bine, Nela. Cu mare drag. Și toate cele bune. Vă mulțumesc și vouă, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Am discutat cu Nela Chirilă despre principii pentru o viață echilibrată. Am ajuns în zona de mâncare sănătoasă, de mișcare, de filtrarea gândurilor, de respirație conștientă, de cât de importantă este și terapia prin râs, de cât de important este să fii bine cu tine și în relație cu cei din jurul nostru. Un subiect larg care merită dezbătut în continuare. Mulțumesc și partenerilor mei din această ediție, partenerului Progresiv, prezent pe piața online din SUA și Europa, cu cele mai bune echipamente sportive, articole pentru casă și outdoor, trambuline și diferite accesorii, îi găsiți pe biprogresiv.ro, pentru mine.ro, pentru vestimentația mea de astăzi, magazin online destinat doamnelor și domnișoarelor, Juxi Magic, activități interactive pentru copii și adolescenți, interpersonal.ro, servicii IT Premium. Știți, ca de fiecare dată, continuăm să avem grijă de noi de la interior la exterior. Și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare, marți, la ora 17, aici, la Canal 33 România. Seară magică și vă îmbrățișez!